dimineață. Oamenii legii au efectuat 14 percheziții la persoane cu vârstă cuprinsă între 32 și 61 de ani, suspectate că ar deține arme, termovizoare, precum și alte obiecte folosite la acțiuni de braconaj pe teritoriul țării. Perchezițiile au avut loc în municipiul Chișinău și raioanele Ialoveni, Căușeni, Floriști, Cimișlia, Criuleni, Sângerei și orașele Strășeni, Leova și Ștefan Vodă. În urma acțiunilor întreprinse au fost depistate și ridicate 4 arme, dintre care una cu țeavă lisă, 2 termovizoare, 2 pistoale, 2 lunete, sute de cartușe cu diferit calibru, deținute ilegal, etc. Munițiile erau adaptate și folosite de către suspecți pentru vânătoarea animalelor sălbatice, în lipsa autorizației corespunzătoare și în perioadă interzisă, pe timp de noapte. Bunurile au fost ridicate, iar polițiștii continuă cercetările sub toate aspectele legale pentru a stabili circumstanțele ilegalităților comise. Conform legislației în vigoare, suspecții riscă închisoare de la 2 la 7 ani.